Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou car vlog. E bine, stați așa să dau puțin mai jos, asta cred că e ok. Ideea e că voi cred că vreți să mă faceți ca această cameră de acțiune să fie dată la giveaway. Opa, așa supun. Să fie dată la giveaway, pentru că, hei, de aseară până acum videoclipul a strâns peste 15.000 de vizionări și peste 1.300 de like-uri, dacă nu mă înșel. Foarte mult, adică neașteptat de mult. Și asta înseamnă că avem o susținere foarte, foarte, foarte mare. Bine, mă așteptam, dar nu mă așteptam chiar în halul ăsta. Avem aici pe cineva cu școala, la nicio problemă. Filmăm tot așa în super view. Sigur, un dezavantaj e că, na, ca orice om, ai și tu o nevoie, o ceva și s-ar putea să nu poți să fac chestia asta. Da, ce să vă zic, vă mulțumesc frumos. Ideea e că am primit niște oferte de la niște prieteni pentru a avea pe mână, să zicem, pentru teste. Un Audi A4, mișto, frumos, elegant, și un Golf 5, așa că dacă e să fie zilele astea, s-ar putea să ne vedem și cu niște teste cu acele mașini. Sunt aici într-un loc, că mi-a zis cineva că nu focalizează bine în față, gen, în clipul de ieri știi că nu focaliza foarte bine, dar asta s-a datorat faptului că bătea foarte tare soarele și n-aveam ce să-i fac. Astăzi o să vă duc pe centură, că știu cum vă place pe centură. Bineînțeles, hai să țineți la asta 1000 de like-uri minim și mâine venim cu un clip cu un Golf 5, după cum v-am spus că am o ofertă de la un băiat să-mi dea un Golf 5 în, nu pot să zic neapărat în teste, dar oricum foarte, foarte multe vizionări și le mulțumesc tuturor pentru comentarii și bănuiesc că printre voi mai sunt și persoane care distribuie clipurile sau poate le trimit prietenilor și asta nu poate decât să mă bucure, știi? Și chiar, chiar vă mulțumesc frumos și cu cât mai multă susține, cu atât clipuri mai multe, știi? Cam asta e ideea pe care aș vrea și eu să merg. V-am zis că o să vă duc pe centură, așa că o să vă duc pe centură. Hai să aștept că vreau să mă bat direct pe banda aia. Da. Hai că am timp acum. Așa. Apropo de camera asta, că m-au mai întrebat mai multe persoane, e camera Eken H9, asta pe care vreau să o vând. Și o cameră chinezărie, oarecum unii zic că ai comparație cu GoPro, că e cam aceeași chestie. Nu, e deloc aceeași chestie, dar oricum, na, pentru bani e ok, adică pentru începător sau pentru început merge, știi? Opa. Hai să mă duc aici pe pasarele să vedeți cât de frumos e. Ai, ce-mi place să tragă dieselul. Așa, mai curățăm și noi că e motorul cald și na. Bă, stai așa. Am eu geamul deschis, am cam ușa deschisă. Mă gândeam să fac un 0-100 sau un 0 max speed, dar ideea e că nu, n-aș vrea acum, adică aș vrea la un număr mai fix de abonați, gen 50.000, nu știu, vedem. Cam bine, asta am zis că o faci la 40.000 și n-am făcut-o, dar consider că nu e încă cazul să fac asta, știi? Trebuie să-mi cumpăr o bicicletă, bărbat frumos, am casa, am mașină, am și o bicicletă deja. Să fac și eu de-astea cu bicicleta, știi? E și eu, uite frate, ăsta-i de, nu știu dacă ați văzut ăla, i-a dat ce, ăla cu Audi era în giratoriu și avea prioritate și a dat prioritate lui ăla care venea, mă rog. Deci oricum cred că o să țin în principal pe viziunea asta pe Super View, pentru că se vede cam tot, știi? Dar na, ce să zic acum, mai ai și tu anumite chemări naturale și poate o să te mai scarpi și tu. Să mă scuzați acum, dar na, oricine mai face de-astea. Bun. Ce să vă mai zic? Bă, surprinzător, adică aseară chiar am stat și m-am uitat și tot verificam clipul ăla. Bă, e ok. Și plus de asta, de la clipul respectiv au început să vină persoane care se uite și la clipurile cu Meti, în clipurile cu alte cele. Bine, era de așteptat asta, știi? Și faza e că foarte multe persoane au fost de genul cu aia mașină, adică Logan e mașină bună, adică de ce nu, adică na, știi? Dar n-a fost nimeni să zici că bă, nu știu ce, nu știu cum. Încerc să evit să mă uit așa la ăștia de pe margine sau așa, că știu că se uită ciudat la mine și na, nu e chiar ce vreau. Ce e deranjant e faptul că, adică nu neapărat deranjant, dar dacă te uiți de pe telefon, pe YouTube, se vede foarte bine clipul, adică se vede ca și cum e filmat, știi? Dar dacă te uiți de pe, dacă te uiți de pe ăsta, de pe, o, miliția, dacă te uiți de pe calculator, se pierde din calitate. Bine, YouTube, nici de știu, oricum își pierde din calitate, gen clipul își pierde din calitate când e încărcat pe YouTube și na. Aici de obicei pe centură mai stau, nu mă refeream la traseiste, mă refeream la radare și o să mergem așa cu 50-60, plus că drumul e foarte prost, adică vedeți și voi că mi se tot pălângă capul. Dar
De fapt, după ce ieșim după centură, am două variante. Am la dreapta și la stânga. Și nu știu dacă se fac clipul mai lung sau nu. Aș putea să vă duc la baraj acolo, să vedem dacă vă place, gen spre Budeasa, pe unde stă Tudorica al nostru. Dar nu știu ce să zic. Oricum, cred că se vede mult mai bine drum, că gen nu mai bate soarele exact spre mine și e mult mai ca lumea. Sincer, inițial vreau să fac gen 2-3 maxim car vlog pe săptămână, dar consider că GoPro-ul ăsta a fost cea mai bună investiție, bine, și calculatorul. Apropo de calculator, pentru cei care mă urmăresc și știu așa cam care treaba, urmează să vină și calculatorul cel nou. Gen, am luat asamblare, acum este pregătită pentru asamblare comanda. Zilele astea, adică azi e vineri, zi mâine poate o să fie asamblat, dar mai trebuie să fie supusă la niște teste, pentru că am luat asamblarea aia cea mai și na. La fel mi-au zis unii în comentarii, bă, că acum ai putea să spui anumitor firme să-ți dea anumite mașini pe mână, știi, pentru test. Eu aș vrea, aș fi dispus, deci dacă aveți prieteni, rude care lucrează la anumite reprezentanțe și vor, nu știu, să le fac review-uri la mașini sau astea, pe mine m-ar bucura, pentru că ar fi un conținut nou și ar fi interesant pentru mine, mai ales că, pe cum am spus deja, sunt ceva persoane care vor să-mi dea mașina pentru, nu pot să zic pentru test, să-mi dea pur și simplu mașina, să merg cu ea, să o prezentăm puțin, pentru că, uite, un Golf 5 este unul nou, e ceva ce mi-aș fi dorit să cumpăr ca prima mașină. Da, eu consider și recomand ca prima mașină Logan, un motor mic, nu foarte mult cai, consum decent, bine, la diesel, la benzină consumul foarte mult și nu e cine știe ce. Ok, aici s-a spart conducta. Oh, s-a spart conducta! Acum putem spune că este udă strada. Bă, nu știu ce să fac, să intru în oraș, să întorc pe acolo. Mamă, coaie! Ai, să-mi trag una. Bă, și spălase și-o parbrizul ăsta, mă, că îmi reproșeaseră prietenii mei, mai ales Alexandru de Răcică. Îmi reproșease, coaie, spală dracu parbrizul ăla. Am înțeles. Spală și tu parbrizul ăla, că se vede. Aoleu, ăsta cu tirul în spate, coaie, lasă-mă, te rog, iartă-mă. Iartă-mă. A, și mi s-a reproșat că zic foarte des, gen, uite că nu o să mai zic. Hai că vă duc pe aici, că aici stau stau, da, înțelegeți voi, fetițele alea, mai stau și goale, na. Mă gândeam să vă fac o surpriză. Deși, gen, ia, să vedem. Na, n-aveți noroc, îmi pare rău pentru voi. S-ar putea să vadă cam mult din plafon, dar se vede și din bord suficient de mult, părerea mea. Așa, pe aici o zonă așa mai liniștită, mai, adică, gen, nu neapărat liniștită, dar poți să mergi mai cursiv, știi, și până la urmă asta și contează. Deci mâine, cu puțin noroc, spre seară o să vedeți ceva cu un Golf 5, poate duminică ceva cu un Audi A4 și poate, nu știu, în viitor ceva cu noua mea mașină, dacă o să fie. Ideea e că nu e foarte luminat bordul, nu știu ce mult vedeți, uite, poți mă urc așa, vă place, vă place? Na. Ce să vă zic eu acum, spune mă, desta, aici e un demn din ăsta, să mă arunce cu tot, exact ce ziceam. Uite, un Golf 5, două Loganuri. Na, ce pot să zic, foarte mișto. De fapt, acum o să ies chiar în capătul autostrăzii, dacă stau să mă gândesc. Deci ce să vă zic, mă, băieți, mersi frumos pentru sprijin și nu o să vă dezamăgeți, mai ales când văd că este feedback-ul ăsta și așa, nici nu ai cum să nu reacționezi într-un fel ca lumea, gen, bă, trebuie să facem cumva să mulțumim lumea, știi? Hai să... Bine, mi-au zis mai mult și prietenii mei, bă, că... mă rog, eu n-am prieteni în realitate, mă refer la cei virtual, nu vă speriați. Că, bă, fă-le mai scurte, gen 10 minute, cred că e suficient. Bă, nu prea... Nu cred că apuc să zic tot ce vreau în 10 minute, știi? Și... Asta poate fi oarecum nasol. Cam 15 minute, 20, cred că... Oh, miliția urcă sus. Poliția locală. Budeasa, bă, mă, lași, aveți și poliția acolo? Da, scuze. Mă rog, 2 km putea asta. Bă, ideea e că eu prefer să... Am înțeles. Prefer să merg pe drumurile astea pe care poți să mergi mai cursiv, să mergi mai așa, că e mult mai ok decât să mergi în aglomerație. În aglomerație n-ai ce să faci, pentru că e aglomerație și nu poți să faci car vlog liniștit. Bine? O să fac un playlist pentru muzică, că așa vorbesc eu foarte mult și... Da. Ieșim în capătul autostrăzii, vă bucurați. Păi să ieșim la periferie, cred că ies... A, mi-a reproșat mult, dar de ce nu vii prin Prundu, dar de ce nu vii prin Bascu? Uite, frate, că o să mă apropii de Bascu ca să-mi fac o plăcerea.
Am ieșit și în capătul autostrăzii A1, pentru cei care nu știu cum e capătul autostrăzii. Mi se pare că se vede totuși cam prea, nu știu. Se părea că se vedea prea mult din plafon. S-ar putea să da, s-ar putea să nu, nu știu. În orice caz se vede cam tot ce trebuie, știi? Și focalizează în afară ca să vă mulțumesc, știi? Nu focalizează... Aici s-au făcut o grămadă de accidente. De asta e și ăsta de ciment aici. Ai. Nu știu dacă o să apucă să ies prea curând, dar... Ma, hai că după tirul ăsta merge. Așa, bă, trânește. Nu prea, adică poate o să fac și cu scârțiu și cu asta, dar nu prea... Adică îmi stau în caracter când mă ia Dan Blau, știi? Dar acum n-am niciun motiv, știi? Să mă depășească ăsta pe stânga. Știi, chiar aștept momentul ăla în care, nu zic majoritatea, dar o să fie chiar mulți în trafic care o să facă car vlog sau astea și nu o să mai fi priviți ca niște extraterestri, știi? Cu al treilea capăt sau, știi? Chiar aștept momentul ăla. Dar o să vedem. Aici văd că se lucrează cu aia. Vine cam tare ăsta în spate. Așa. A, mulți mi-au zis bravo Dălin, continuă cu vlogul. Da, mulțumesc frumos că mă asemănați cu el, dar știți, eu sunt cam pistol cu apă la numărul de abonați. Îmi pare rău. Mi-aș dori să am abonații lui, dar noroc în viață, știi? Oricum, canalul a explodat de când am pus clipul ăla și asta se datorează vouă. De obicei pe aici mi-a setat radarul, dar de data asta nu e. Dacă vreți să vedeți ceva frumos, pot să vă arăt ceva frumos. Și mie chiar îmi place să văd chestia asta, nu știu dacă... Hai să mă bag. Și o să întorc după, ca să vă arăt eu ceva frumos așa pe final. Ce n-a văzut Parisul. Deci cred că e a treia oară în viața mea când intru în ăsta, dar trebuie să vi-l arăt. E? Sper să se vadă bine. Hai, GoPro-ule. Fă-mă pe drum. E? Avem și noi așa ceva la noi. Mamă, coaie. Coaie! Nu există, mă, nu există. Bine, nu se vede cine știe ce, dar e orgasm, de jur. Aș merge prin tunele de-astea, bine, gen ca pe la Vidraru, dar oricum e super, super mișto. Asta așa ca să, da, și voi știi, adică, să mă simt și eu împlinit, știi, oricum mai fac o să întorc, pentru că nu vreau să mă duc spre Vâlcea. Ai, oricum s-ar putea ca pe aici să fie aglomerație, de obicei e foarte aglomerat, hai bagă-te. Și mai în față puțin o să pot să întorc și eu. Bine, de întors ca de întors, dar să vedem dacă reușesc să mă pun înapoi gen pe banda de mers. Și că după curba asta ar fi gen un refugiu unde aș putea să întorc, dar... Da, așa că o să vină să mă duc la munte undeva, să vedeți acolo unde vă duc eu, să vedeți ceva. Am Transfăgărășanul aproape, am Vidrarul, am astea. Hai să vedem aici cum să fac eu să întorc. E? Sunetul ăsta n-are cum să nu-ți placă. Deci n-are cum să nu-ți placă. Aici e gen... Ia să mă bag aici și să întorc. Vreau să vedem... Să mă opresc aici, nici nu știu. Gen să opresc clipul. Pentru că s-ar putea să dureze ceva până eu de aici și da, mai bine îl opresc aici. Aici un gard foarte frumos, de altfel. Ce să vă mai zic eu, mă, băieți? Hai să faceți și la clipul ăsta foarte multe miliarde de like-uri și... să vă zic cu camera asta, nu știu. Deci dacă chiar o să fie feedback la fel de bun în continuare, o să o dau la giveaway. Da? Mă rog, deci na, e ca nou, de fapt nouă e. Și, na, mă rog. Deci, uitați-vă la clipul ăla pe canalul meu. Prima dată e mai greu, e filmat fix cu camera asta și e ca nou. Deci n-are niciun fel de defect. Bă, sincer, aș dau pe 150 de lei. Eu pe am dat 300 de lei cu accesoriile. Gen asta pentru cap, un din ăsta o prindere pentru piept. Și cam atât. Bine, mai am niște alea de prindere de mână și astea, dar... păi stai că pot să o pornesc, ia stai așa dacă tot... Este parcă aici. Uite, să vă arăt că funcționează, știi? Uite, action camera, bi unic. Dar n-am, uite, gen 1080, sper, nu știu dacă se vede, că nu prea... Mă rog, ideea e că filmează 1080-60fps-uri, dar nu e gen... Nu cred că sunt 60fps-uri reale, aici e un magazin. Și nu cred că vor să vadă ăștia extraterestri cu mine. Bine, băieți, hai, cam asta ar fi episodul, sper că vă apucă și noi, vedem la următoarele episoade. Fute și voi un like la clipul ăsta! Ca să fiu așa mai vulgar, știi? Futeți un like, nu știu ce, hai, sănătate, Doamne ajută!